Cătălin, un transfer important pentru tine, vii la Rapid. Da, mă bucur foarte mult că am avut această oportunitate. Vin la Rapid cu gândul de a face performanță și de a câștiga cât mai multe trofee. Ce te-a făcut să alegi Rapidul? Știm că au fost mult mai multe echipe interesate de serviciile tale. Sincer, eu nu știu niciuna care a fost interesată în afară de Rapid. Cu ce ai convins și calități ai? Asta dânsii s-au convins și le mulțumesc foarte mult. A fost greu să lași Italia și să te întorci în România? Da, chiar a fost greu. Am legat foarte multe prietenii, dar este următorul pas pe care l-am făcut în cariera mea și mă bucur mult. Înainte de a pleca, am auzit și varianta unui împrumut. Vei juca la Rapid începând de acum? Eu am semnat cu Rapid. Ce te-a impresionat cel mai mult la fotbalul din Italia? Nu pot să zic că m-a impresionat ceva în mod anume, dar cred că am avut foarte multe de învățat în acești 3 ani jumate. Transferul lui Drăgușin din Italia în Anglia, în Premier League, nu te-a motivat oarecum să rămâi acolo, să refuzi oferta Rapidului? Nu m-a făcut, m-a motivat. Și atât. Cătălin, ce te-a învățat fotbalul italian? Știm, e un fotbal bazat pe tactică, iar tu mijlocaș fiind, bănesc că vii cu ceva. Da, cel mai mult cred că m-am dezvoltat pe parte tactică, dar și pe plan personal, pentru că acolo voiau să fim în primul rând oameni și după fotbaliști. Îți dorești ca aceasta să fie doar o escalată în România și ca urmând apoi un transfer iar în străinătate? Îmi doresc să fac pași scurți, cum am zis și înainte, vreau să îmi fac treaba aici la Rapid și să avem performanțe excelente. Ce ți-au transmis colegii români de la Lecce când ai plecat? Erau supărați, dar în același timp fericiți pentru mine. Mi-au transmis mult succes și cam atât. Ai învățat tu imnul Rapidului? Nu, încă rămâne să-l învăț. Înainte de a pleca în Italia, ai refuzat oferta FCSB-ului, iată că acum ești la marea rivală, Rapid. Asta a fost cu mulți ani în urmă, pe atunci eram un copil și mai aveam de crescut până să pot pleca de acasă. Consider că Rapidul se poate la titlul chiar din acest an? Da, sigur, cum să nu. Suntem acolo aproape, cred că ne jucăm cărțile pentru campionat. Ne poți da și nouă mai multe detalii de contract, pe cât timp ai semnat, anumite detalii, dacă ai zis că ai semnat deja? Una alta despre contract. Nu știu încă niciun detaliu despre contract, va rămâne să discutăm mâine. Fanii Rapidului cum sunt? Sunt, după mine, cei mai frumoși din țară. Mulțumim frumos! Mulțumim.